România a intrat în topul țărilor care atrag cele mai multe fonduri europene. Țara noastră a reușit să acceseze 9,25 de miliarde de euro din bani alocați de Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă 30% din banii care ne sunt destinați. Asta în condițiile în care media europeană se situează la 33%. Cei mai mulți bani au mers către programele de dezvoltare rurală, 4 miliarde de euro, către proiectele de infrastructură mare, 2,2 miliarde de euro, și către programul operațional regional, alte 1,4 miliarde de euro. Topul județ Țărul în care au ajuns cei mai mulți bani este condus de Ilfov, urmat de municipiul București, județul Cluj, județul Constanța și Bihor. Subiectul este, doamnelor și domnilor, foarte interesant, așa că este dezbătut în minutele următoare de colegul meu, Adi Ursu. Bună dimineața, Adi! Bună dimineața, Marius! Și, într-adevăr, mă uit pe cifrele pe care le prezentai și tu, locul 2, capitolul ăsta, infrastructură mare, dacă când te uiți, pare infrastructură mică, adică mică și cel mult mijlocie. Poate ne uităm noi bine, nu știu. Da, eu cred că însă domnul Neaga se uită și el vede totul mare, mare, mai ales de la salariu, vede mare. Dar îți dai seama că totuși e încă unul care pleacă convins că e o mare nedreptate, că i s-a făcut o mare nedreptate, că niște oameni l-au dat afară. Să avem răbdare, că poate se întoarce, că s-a mai întors. Corect, uite, da. Neaga revine. 3. Răzbunarea. Și dacă tot se întoarce, poate mai ia și pe alții după el. Vorbim despre cifrele pe care ar trebui să le privim cu optimism în legătură cu gradul de absorție al fondurilor europene împreună cu doamna ministru al fondurilor europene și mulțumesc pentru prezență doamnei Roxana Mânzatu. Mă bucur să ne vedem pentru prima dată aici în platoul Previziuni. Succes și în eu. Noul mulțumesc mandat. Mulțumesc pentru invitație. Bună dimineața! Bună dimineața! 30%! Față de o medie de 33% în Uniunea Europeană, sigur, o Uniune Europeană care include și state suficient de dezvoltate încât unele dintre ele nici nu mai au nevoie de ajutorul ăsta financiar primit și care de Comisia Europeană. Nici nu beneficiază de o alocare atât de mare precum beneficiază România, care este un stat ce trebuie să recupereze decalaje de dezvoltare și de aceea și beneficiază de acest pachet de coeziune, cum mi se spune, pentru că avem nevoie de investiții și în infrastructură, și în zona socială, și în zona de resurse umane, zona medicală, mai mult decât statele vestice. Și atunci, sigur, media aceasta de 33% trebuie să vedem din ce o calculăm. Pentru România, 30% absorpție, absorpția aceasta pe care românii o monitorizează și presa o monitorizează tot timpul, înseamnă 9,25 miliarde euro veniți în bugetul țării, rambursați de Comisia Europeană. Eu cred că putem să depășim media europeană, este important să ne propunem acest lucru. Și e important să dirijăm corect acești bani și tocmai să aibă într-adevăr valoare de multiplicare, pentru că, din păcate, multe dintre programele din anii precedenți au fost absolut catastrofale, cel puțin celebrul program care pregătea pe nimeni pentru nimic, Post-Dru, cred că se chema, da, care a irosit o mulțime de Eu bani. Sunt chiar un om care vine din zona de jos a acestui domeniu, am lucrat, am scris proiecte, am implementat proiecte. E adevărat, Post-Dru la vremea 2007-2013 însemna mai mult parte de formare. Astăzi avem și subvenționarea creării de noi afaceri. Avem România Startup Plus, avem Diaspora Startup, avem o finanțare pe zona de economie socială. Toate aceste trei linii de finanțare, practic, permit organizațiilor să facă, dincolo de cursuri și de mentorat și de îndrumare către afaceri, să ofere niște subvenții între 30.000-40.000 de euro, cam acolo este suma pe care un cursant care câștigă un concurs de plan de afaceri poate să obțină exact din aceste programe. Deci și mai întâi te școlești pentru a deveni antreprenor, corect, și pe urmă te corect, apuci de o afacere. Dar ceea ce am văzut și în perioada de programare trecută este lipsa acestei finalități, că până la urmă banii pentru resursele umane îi primim pentru piața forței de muncă, pentru dezvoltarea mediului de afaceri, nu doar ca să avem oameni școliți și atât. Ce trebuie să facă un tânăr care vrea să urmeze un parcurs antreprenorial și pentru asta are nevoie de suport, cum spuneați, de la formare, pentru a-și dezvolta capacitățile pe care cred poate le are nativ și până la a-și duce afacerea cumva. Da, să știți că oricum vorbiți cu mare suport al unui program național, Startup Nation, dar dincolo de acest program național prin care 10.000 de firme anual de 2 ani de zile sunt susținute cu 40.000 de euro de la stat, din bugetul de stat și din fonduri europene, vă spuneam că avem aceste linii din program operațional Capital Uman și aici oferim și cursuri. Poate că în România mentalitatea nu a fost întotdeauna că pentru a intra în afacere trebuie și formare.
dar îți trebuie, pentru că până la urmă, dacă iei bani publici, 40.000 de euro, da? Dar iei bani publici, banii contribuabililor, ca să-ți pornești o activitate economică care tu speri și te angajezi că va fi profitabilă, va crea locuri de muncă, va crea valoare adăugată, e nevoie și de formare. Și atunci, în cadrul acestor programe gestionate de Ministerul Fondurilor Europene, am selectat mai întâi niște organizații umbrelă, să le spunem noi așa, cum ar fi camere de comerț, firme care organizează în general cursuri, patronate, sindicate. Ele au luat sume care variază undeva între 4, 3, 4, 5 milioane de euro și din acești bani și-au propus să curseze un număr de oameni, să susțină cu subvenții crearea unui număr de afaceri. Așa încât avem câteva sute de microfinanțatori în România, la care românii s-au înscris deja, pentru că proiectele acestea sunt deja în derulare, s-au înscris, au făcut cursurile deja și au depus un plan de afaceri. Aveți și o monitorizare a celor care au capotat după începutul, să zicem, entuziast? Sunt mulți care nu reușesc să ducă mai departe proiectul pentru că încă nu, dar da, n-au suficient imaginație. Ați spus un cuvânt cheie. Am venit în Ministerul Fondurilor Europene cu acest cuvânt în minte și cu acest concept de lucru, managerial, monitorizare. Asta vom face și pe ceea ce înseamnă finanțarea startup-urilor din fonduri europene, o fac deja și pe ceea ce înseamnă toate programele de finanțare gestionate de ministerul nostru, săptămânal. Mi se pare foarte important să urmărim foarte clar. Sigur, ce bani rambursăm, cât plătim beneficiarilor, dacă avem întârzieri și câte zile avem întârzieri. Poate câte că unii ar trebui ajutați dar, pe parcurs da, și dar cu și consiliere, calitatea. Nu doar cu sancțiunea tăierii. Da. Deocamdată vreau să transmit totuși acest mesaj. Eu sunt un om care, așa cum spuneam, vin din scriere și implementare de proiecte. Asta și vreau important. Ca ministerul nostru să fie proactiv, să aibă o relație mai bună cu beneficiarii și cu românii în general și cu cei care nu au accesat direct fonduri. Deși trebuie spus, în România nu cred că este om să nu beneficieze și indirect de partea aceasta de implementare de fonduri europene, că e drumul pe care merge sau o dotare de la dispensar. Dar vreau să fim deschiși și proactivi și în ideea aceasta eu vreau să spun că o să investesc destul de mult timp din activitatea mea în partea de comunicare și în modul în care comunicăm. Și am văzut să că ați făcut și o platformă pe site-ul MFGovro, pe noul site al Ministerului, da. Și nu numai o platformă de comunicare, vreau să avem tip forum în care să putem să colectăm întrebări și răspunsuri, în care putem să spunem foarte clar și care sunt consultanții din România, care este istoricul lor, care este bonitatea lor, cu disclaimerul de rigoare că sigur ministerul nu poate să intre în acest subiect mai mult decât a prezenta un director de companii, dar vreau să prezentăm datele absorbției în termeni teritoriali. De aceea am văzut și o hartă, că vreau să lucrăm cu hărți. Exact, am văzut și o hartă pe care o prezentat-o colegii mei mai devreme. Pentru sunt județele fruntașe. Important. Sigur? Topul mi se pare așa puțin, chiar am spus și colegilor, nu sunt chiar un fan al ierarhizării, pentru că până la urmă ce vedem în această hartă, care e cu cifre de la începutul anului, sunt proiecte și publice și private și neguvernamentale. Am cumulat proiectele care sunt finanțate din fonduri europene și sunt în derulare ale tuturor entităților dintr-un județ. Deci este forța întregului județ și este o situație dinamică. Noi o să actualizăm acum la 1 august. Dar acest tip de abordare, nu doar rata absorției, nu doar procente, nu doar miliarde, și vom încerca să punem pe site această hartă, să o actualizăm trimestrial și fiecare român să intre click pe județ și să vadă lista proiectelor finanțate. Exact, pentru că în spatele statisticilor sunt orele de chin, zilele de încordare pentru mulți dintre cei care sunt îngropați adesea în hârtii. Ce să vezi, birocrația încă n-a fost. E bine ca românii să perceapă concret aceste proiecte. Adică, bine, dacă tu îmi spui mie că avem 9 miliarde de euro, unde cu ce sunt? Mă ajută pe mine? Am apă, am canal în localitatea mea, am o afacere care s-a dezvoltat, care creează locuri de muncă. Apropo de evoluții, mă uit de pildă că în mandatul precedent, mandatul când la Ministerul Fondurilor Europene a fost doamna Rovana Plumb, s-a înregistrat, de asemenea, o creștere consistentă a acestei rate de contractare. Privind în dinamică din 2017 până astăzi, constatăm că după dezastrul lăsat de guvernarea tehnocrată, unde eram la acel zero care e și lipit cumva de numele guvernului Cioloș, saltul e spectaculos. Deci avem practic de la 5% în ianuarie 2017 este după corect. S-a recuperat masiv, excepțional s-a recuperat. Este meritul doamnei ministru Plumb, care a făcut un efort, sigur, cu toată echipa guvernamentală și ministerială.
trebuie să înțelegem că noi, ca să ajungem să avem absorpție, trebuie mai întâi să avem contracte de finanțare semnate. Noi astăzi avem aproape 83% contracte de finanțare semnate, cu efortul acesta al ministrului Rovana Plumb în mare parte în 2 ani de zile. Adică nu putem să ajungem să avem facturi și nici să cerem comisiei bani până nu avem contracte de finanțare semnate. Astăzi intrăm într-o etapă în care noi trebuie să ne îngrijim că aceste contracte, care sigur sunt semnate, au început, chiar reușesc să avanseze fizic și financiar. Eu deja am început să mă întâlnesc cu marile proiecte, ca să spunem așa, să vedem în ce etapă sunt, dacă sunt blocaje, dacă au fluxul de plăți la zi, pentru că evident, Ministerul Fondurilor Europene vrea să vadă că banii sunt rambursați de comisie. Apropo de marile proiecte, vorbeam ieri cu doamna ministru Sorina Pintea, ministrul Sănătății. Vă vor veni proiectele de finanțare pentru 3 spitale regionale în foarte scurtă vreme. Iași, Craiova și Cluj, dacă nu greșesc. Bine, vreau să spun un lucru. Am spus și la evenimentul cu Banca Europeană de Investiții și cu doamna ministru Pintea. În primul rând, să știe românii că noi totuși finanțăm în valoare de 800 de milioane de euro astăzi sănătatea în România. Ambulatorii, unități primiri urgențe, reabilitarea energetică a clădirilor spitalelor și 50 de programe mari de screening, diagnostic precoce, tratament precoce pe principalele patologii care afectează românii, cancer de col uterin, cancer mamar. În folclor a rămas însă celebra frază, unde-s banii pentru spitalele regionale? Dincolo de acești 800 de milioane de euro, da, doamna Pintea oricum a recuperat extrem de mult într-un an de zile, este aproape gata cu aplicațiile, cu cererile de finanțare pentru cele 3 spitale regionale. Ministerul pe care îl conduc a oferit 16 milioane de euro pentru tot ce înseamnă expertiza aceasta, pentru licitații, caiete de sarcini, supervizarea tehnică. Iarăși, e partea care nu se vede. Care nu se vede, dar ministerul nu avea capacitatea aceasta umană, despre care vorbeați la începutul emisiunii, să pregătească proiecte de asemenea amploare. 3 spitale regionale înseamnă vom avea capacitatea complexe de a absorbi aceste finanțări pentru spitalele regionale. Știu că la un moment dat Corina Crețu își făcuse un steag de luptă, ca să zic așa. Punctul 1, pe ordinea de zi, septembrie depus cele de finanțare pentru Iași, octombrie cele de finanțare pentru Cluj, cel târziu decembrie depus cele de finanțare pentru Craiova. Trebuie să lucrăm în pași concreți și să ne ținem de termene. Peste 2 miliarde pentru infrastructură mare apare în acest grafic al alocărilor din fondurile absorbite până acum din cele 9,25. Ale deja efectuate, da. Puțin, nu? Da, și sună sunt proiecte mult, fazate. La sigur, ce nevoie pe avem? Infrastructură mare noi avem aproape 11 miliarde alocarea totală. Deci aici alocarea e sub 20%. Sunt proiectele mari și cele de transport rutier, metrou. N-am scris bine proiectele, nu le-am depus la timp, pur și simplu nu ne-am gândit să cerem, ne-a întârziat birocrația. Și noi evaluăm, sigur, noi lucrăm cu ministerele care implementează, cu Metrorex, cu CNADNR, cu toți cei operatorii de apă apăuzată, vedem dacă legislația îi devină, avizele care vin târziu, proiecte de slabă calitate. Oricum, avem și asistență tehnică și toată disponibilitatea să fim parteneri cu ministerele care implementează aceste proiecte mari. Ce ne interesează pe noi este ca în așa fel să se facă proiectele și cheltuielile așa încât să primim banii înapoi. Pentru noi asta este cel mai important. Eu mă uit la ministrul Cuc, îl văd foarte activ, îl văd pe șantiere, îl văd preocupat de partea de infrastructură rutieră mai ales. Lucrăm cu el săptămânal pentru că de acolo vor veni plățile cele mai importante pe zona de infrastructură mare. De asemenea și cu proiectele de apă și canalizare majore lucrăm îndeaproape. Tot ce putem să facem este să avem un parteneriat extrem de apropiat cu toți acești beneficiari de fonduri. Așa cum v-am spus, avem un sistem de lucru săptămânal ca să evităm blocaje și legislativ inclusiv. Vă spun că am discutat cu domnul ministru al transporturilor despre ordonanța vizând contestațiile, achizițiile, autorizațiile. Estimarea dumneavoastră final de exercițiu bugetar la ce rată de absorție vom ajunge? 2023, când va fi ultimul an, 100%. Optimist. Am încheiat foarte bine și pe 2007-2013, dar cu acest N plus 3, adică cu 3 ani după ce s-a închis exercițiul. E drept că ritmul e unul de creștere accelerată față de ceea ce fusese, repet, nulitate absolută în vremea guvernării Cioloș. Mulțumesc mult, doamna ministru Mânzatu, succes în noul mandat și sperăm să ne întâlnim nu doar cu cifrele pe masă, ci și cu realizările din teren.